Inspectorii din cadrul DSV Gorj lucrează și în zilele libere, deoarece sunt mai puțin decât prevede organigrama, iar acțiunile de control trebuie făcute zilnic. Gorjenii au fost feriți până în acest moment de toxi-infecții alimentare. Câți medici veterinari v-ar mai trebui, domnule director? Deci noi, la ora actuală, avem vacante un număr de 15 posturi de medici veterinari și asistenți. Organigrama în fiecare an a devenit mai mică, dar să sperăm că după ce vor fi restructurate toate instituțiile la nivel central, vom intra și noi într-o restructurare și vom reuși ca după restructurare să primim posibilitatea să ni se permită să organizăm concursuri pentru a ocupa toate posturile care sunt vacante sau o parte din posturile care vor mai rămâne după reorganizarea instituției. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare Gorj au demarat o acțiune de amploare în această perioadă în Rânca, Tismana, Negomir și Plopșoru. Cele mai multe nereguli au fost găsite în zona montană Rânca, unde agenții economici au dat dovadă de nepăsare în ceea ce privește sănătatea clienților. Am aplicat sancțiuni și în stațiunea Rânca, la mai mulți agenți economici care nu respectau normele legate de alimentația publică. Mai exact, la câți agenți economici și la cât se ridică sancțiunile pentru Rânca? Deci numai săptămâna trecută am aplicat sancțiuni de peste 100 de milioane de lei la circa 12 agenți economici și peste 10 avertismente. Care ce probleme aveau? Deci nu respectau în primul rând normele de igienă legate de modul de servire al clienților, nu aveau personal suficient, ne referim aici la stațiunea Rânca, nu depozitau corespunzător alimentele, nu aveau spații suficiente de depozitare, aparatura frigorifică nu era igienizată, nu respectau temperaturile pentru fiecare aliment în parte.